Europa este pregătită să facă tranziția spre mașinile electrice. Este concluzia miniștrilor de mediu din statele europene reuniți la Luxemburg. Din 2035 nu vor mai fi comercializate mașini pe benzină sau motorină. România, alături de Portugalia, Italia, Slovacia și Bulgaria, au cerut amânarea cu 5 ani a termenului limită. N-au primit-o. Forma finală a legii va fi negociată în Parlamentul European, care s-a pronunțat deja în favoarea deciziei. Mergem la Adrian Mitrea, jurnalist auto. Bun găsit! Ministrul Mediului de la noi a cerut o amânare pentru România. Nivelul tehnologic al industriei și al parcului auto, evident și posibilitățile financiare pe care le avem, ne împiedică să facem tranziția la electrice, a motivat ministrul. Europa vede altfel lucrurile. E 2035 un termen rezonabil pentru noi. Ne putem încadra sau vom pierde și acest tren? Bună ziua și mulțumesc pentru invitație. Într-adevăr, cumva decizia aceasta pare destul de radicală și pentru simplu fapt că nu toate țările sunt de acord cu ea sau o văd un pic diferită, ne arată că mai există și, să zicem, voci ale rațiunii care pur și simplu sugerează faptul că 15 ani ar fi un termen, sau chiar mai puțin de atât, mai nouă, 13. 13 ani reprezintă un termen prea scurt pentru a face complet această tranziție. Pe de altă parte, așa cum spunea și dumneavoastră, nu vor mai fi comercializate mașini noi pe combustie. Deci asta înseamnă că o mașină pe combustie cumpărată, să zicem, pe 31 ianuarie 2034 o să funcționeze liniștită, probabil vreo 10-15 ani din acel punct încolo, pentru că nu ai cum să îngrădești omului posibilitatea de a circula cu mașina la o zi după ce a cumpărat-o, corect? Adică nu se poate pune problema ca pe 31 decembrie 2034 să-ți cumperi o mașină diesel, iar pe 1 ianuarie 2035 să nu poți să o mai folosești. Cu alte cuvinte, probabil că măsura aceasta sau această restricționare nu este chiar de plin înțeleasă de toată lumea și cumva toată lumea crede că din 2035 încolo, gata, nu o să mai vedem nicio mașină pe combustie pe stradă. Nu e adevărat, e vorba doar de faptul că nu vor mai putea fi comercializate ca mașini noi, tot așa cum au mai fost modificări de-a lungul timpului, cum ar fi, de exemplu, trecerea de la o normă euro la alta. A fost un moment, de exemplu, când s-a renunțat complet la euro 5 și am trecut la euro 6. Și tot așa, pur și simplu, într-adevăr, asta e o decizie mai importantă, mai mare, dar decizii grele în industria auto au mai fost făcute până acum de către statele membre UE și au fost respectate. Deci pur și simplu cred că e mai mult un exercițiu de voință, pur și simplu, și cât de încrezători sunt reprezentanții fiecarei țări în legătură cu ceea ce se poate face în țara respectivă. România stă totuși destul de bine în acest punct, nu grozav, dar bine. Și dacă eforturile continuă în direcția asta, avem toate șansele ca să ne încadrăm în obiectivul 2035 fixat de celelalte țări, chiar dacă ministrul mediului actual nu este neapărat de acord sau nu neapărat crede în chestia asta, pentru că nu e ca și cum nu ar fi de acord. Prin Ministerul Mediului se finanțează multe programe pentru mașini electrice și pentru infrastructură, deci clar că direcția e bună și dorită și de acest minister. Dar probabil că ministrul crede că nu e fezabil, foarte fezabil anul 2035, este părerea dumnealui. Vom vedea cum vom ajunge în 2035 ca piață de mașini electrice, dar eu personal mă aștept ca adopția tehnologiei să fie foarte răspândită și în România, mai ales că celelalte mașini vor exista în continuare, nu le interzice nimeni. Mulțumim tare mult pentru discuție!